La această adunare a noastră este prezent și domnul primar de la Curtiș, ne onorează cu prezența, domnul Anicel Nicolae, prietenul nostru de la Curtiș, și îi dau cuvântul. Ar trebui să încep cu doamnelor, domnilor și așa mai departe. Eu o să încep așa. O să încep cu dragi copii, dragi părinți, dragi bunici. Și de ce încep așa? Pentru că ascultam într-o zi o emisiune la Arad, la televizor, în care se spunea că cel mai mare pericol pentru omenire este alimentația și apa care avem. Și sunt foarte mari șanse ca în următoarea perioadă, deci în următorii 30-40 de ani, să ne moară copiii înaintea părinților. Se spune aici că cele sunt copiilor noștri. Întrebare, care copii? Dacă nu avem grijă ca acești copii să trăiască. Pericolul vine din toate părțile. S-a umplut lumea de supermarketuri, toți îl găsim la coș, să punem în coș și nu știm ce punem. Pe lângă toate astea, mai vine și această problemă a infectării solului și a apei în primul rând. Toți știți că noi peste 90% avem apă în organism. Dumneavoastră o să spuneți, nu-i nimic, noi bem vin, că avem vin aici la Păuriș. Da, numai și vinul ăsta, tot din apă e făcut. Dacă nu avem grijă și la acești copilași o să le poluăm și ziua de mâine, nu se mai vedem mare și nu se mai vedem cum se lăsăm. Atenție foarte mare. Poate vă puneți întrebarea, pentru ce protestăm? Pentru ei protestăm. Pentru a-i vedea și pe ei părinți și bunici, cum sunteți și o parte dintre dumneavoastră aici. O parte sunteți tineri, o parte sunteți părinți, o parte bunici. Haideți să ne gândim să ajungă și ei bunici. Ceea ce ne pune un mare semn de întrebare, noi manifestăm și facem acțiuni de mai bine de 2 luni de zile. Nimeni, absolut nimeni din guvernanții noștri ne-a zis, domnilor, haideți să emitem o lege, ceva, că nu se vor exploata gaze de șist în Câmpia de Vest. Doar li se spune că nu e adevărat, că nu se exploatează gaze de șist, dar legea nu vrea să dea nimeni. Nu știu. Atunci, așa cum s-a spus, de contractul nu se desecretizează, legea nu se dă. Noi mergem în continuare și credem fiecare ce dorește. Dar este păcat, în cont de spun, să nu ne trezim și să ne apărăm viața copilor noștri. Nu zic viitorul, că viitorul și-l apără ei, viața lor. Vă mulțumesc! Da, îi mulțumesc domnului Anicel Nicolae, colegul meu de la Curtiș, orașul Curtiș, și cetățeanul nostru, pentru care are o mică casă pe la Gladva. Dumnezeu să ne ajute să putem să izbândim în ceea ce ne-am propus. Îi dau în continuare cuvântul, cred că celui mai tânăr de aici, domnul Moț Andrei, care este președintele Comitetului de Organizare acestei acțiuni a noastre și eu vreau să-l felicit în mod deosebit pentru modul cum se implică în problemele legate de aceste gaze de șist și modul cum știe să mobilizeze și oamenii și acțiunile pe care le întreține. Da, aveți cuvântul, domnul. Andrei Moț și atât. Pe internet, în urma unor comentarii sau postăm afișe, anunțuri, să ne întâlnim în aceste meeting-uri, sunt făcut Țăran, Dobitoc și așa mai departe. Cei de la firma Prospecțiuni și domnișoara Elena Drog de la Prospecțiuni și Tibor Bencu de la Panfora, pentru că toate aceste întâlniri sunt făcute conform legii, în urma unor cereri,
pe legea 60 din 23 septembrie 1991, s-au gândit că în urma discursurilor mele se facă o plângere penală. Și după ce 13 ani și jumătate am studiat teologia, m-am trezit că n-am primit o diplomă nouă, ci am dosar penal. Astfel încearcă ei să-mi închidă mie gura și dumneavoastră să rămâneți eventual acasă. Și aș vrea să facem un foarte, foarte scurt periplu istoric. În septembrie 1944, elevii școlii de subofițeri de la Radna au murit apărând pământul României la Păuliș. Și nu pentru că am luat o razna, ci pentru că eu iubesc România, am aprins în memoria lor această lumânare. Organizăm în 6 aprilie la Arad un meeting, se numește Glasul Pământului, și eu personal, deși nu toți sunt de acord, vreau să vă spun că protestez împotriva cuiva. N-am venit doar să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru prima dată în viața mea la Păuliș. Protestez împotriva unui guvern care nu ne apără drepturile și protestez împotriva unui guvern din Ungaria care pot să ne distrugă. E foarte interesant un lucru. În Ungaria nu sunt gaze de șist, dar există firme specializate în extragerea lor. Sunt lucruri care mie nu... Știți, ca și ceasurile elvețiene, dacă un nespecialist primește toate rotițele și încearcă să le asambleze, nu o să iasă nimic. Trebuie să fie și meseriașă. Firma din Ungaria este specializată în extragerea gazelor de șist, dar acolo nu sunt și ei vin aici. E vorba de grupul MOL, care prin una din firmele ei, Panfora Oil & Gas, vor să ne distrugă. Noi nu trebuie să le dăm voie, și vă recomand să nu vă gândesc terenurile. Întâlnirile noastre de la Curtici, Sentana și Manț, așa mai departe, Vladimirescu, astăzi la Păuliș, în urmă cu câteva ore la Sâmbăteni, au ca scop informarea dumneavoastră. Domnul director Muscă va arăta ce înseamnă gazele de șist. Pot completa, dar nu o voi face. Vă voi spune punctual. Nu vă gândesc terenurile, iar dacă un vecin al dumneavoastră vrea să o facă, convingeți-l. Un teren vândut în Păuliș care extrag gaze de șist înseamnă moarte pentru noi, înseamnă distrugerea ecosistemului, care înseamnă moarte faunei și florii. Vă așteptăm pe toți la Arad în 6 septembrie, când pe lângă Glasul Pământului, eu personal o să-l comemorez și pe Gheorghe Doja. În 1514, la 9 aprilie, el a pornit un război țărănesc în Harghita și Covasna de astăzi. Nu a făcut altceva decât să apere pământul României. Se împlinesc în 6 aprilie fix 500 de ani. Și cum spunea Neacu Ciuvara, un mare, mare istoric, istoria se repetă. Astăzi conduce Mercedes, BMW și orice alte mașini, dar avem conducători absolut nesimțiți. De ce în Franța și în Bulgaria, în Polonia și în alte țări, domnule Nicoară, nu se permite extragerea gazelor de șist? Pentru că acolo, conducătorii, odată ajuns pe funcții, lucrează pentru binele cetățenilor ai noștri, lucrează pentru binele lor. Domnul Guzman îmi spunea într-o discuție particulară, ăștia ai noștri, odată ajuns în Parlament, au ca scop doar păstrarea scaunelor călduțe. Luci, aș vrea să vă citesc ceva. O să vă rog să citiți, dacă puteți să și memorați, e foarte important. Vorbeam cu părintele Bocancios de la Usu Său, fiul comunei Păuliș. Astăzi oamenii, cu siguranță, nu au cu toții un steag acasă. Ce să mai vorbim despre o Sfântă Scriptură? Ca o completare, v-aș ruga, la următorul salariu, cumpărați-vă un drapel al României, puneți-l acasă și la celălalt cumpărați-vă o Biblie. Sunt cele trei lucruri pe care eu le iubesc foarte mult. Constituția României, credința noastră și drapelul. Măcar atât să ne mai rugăm. La Timișoara, am găsit întâmplător în urmă cu ceva timp o plachetă în memoria eroilor căzuți în lovitură de stat de la 89. Nu a fost revoluție, a fost lovitură de stat. Și spune așa, vouă, celor care mulți sau puțini,
Cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care au fost generația lui 89, un singur gând, România. Cu acest gând, cu gândul că România trebuie să fie unită, noi trebuie să fim demni și să nu ne lăsăm călcați în picioare de un politician sau altul, de un om de afaceri sau altul, trebuie să ne iubim țara. Dacă astăzi un hectar de pământ la Păuliș costă 2, 3, 4 mii de euro, peste 10 ani poate să coste de 10 ori mai mult, poate să coste 30 de mii sau ca la Cernobâl. Dumneavoastră ați cumpărat un hectar de teren la Cernobâl. Cred că nimeni nu și-ar cumpăra acolo teren sau casă. Dacă vor veni nebunii aceștia cu gaze de șist, Păulișul se va numi Cernobâl, Curticiul se va numi Cernobâl, casele noastre vor valora zero, pământurile vor valora zero, iar noi vom fi precum floarea de colț sau capra neagră pe cale de dispariție. Doamne ajută-mă! Mulțumesc domnului Andrei Moț, președintele Comitetului de Organizare a acestui meeting, băiat tânăr, sufletist, îl fericit și doresc în continuare să fie tot așa. Spunea domnul Moț de gazele astea de șist, dacă în America s-au exploatat și în urma lor au devenit deșerturi sau semideșerturi, s-au exploatat gazele de șist în deșerturi și în semideșerturi, nu în câmpie unde domnul Muscă scoate 7-8 mii de kilograme la hectar la grâu. Deci nu la noi, să ne distrugem și pământurile și viețile omenești. Îi dau în continuare cuvântul domnului preot Parov, domnului Rusu Gheorghe. Onorat prezidiu, iubiți creștini, e astăzi o zi importantă și pentru mine prilej de a mulțumi domnului primar pentru inițiativa de a duce aici în fața noastră oameni care cunosc situația și care ne pot da informații în legătură cu exploatarea gazelor de șist. Mărturisesc că săptămâna aceasta, am spus-o de altfel și în biserică, m-am întâlnit cu cineva și zicea, părinte, ăștia chiar vor să ne bage gazele, să avem gaze. Deci era vorba de o altă interpretare. Și zic, nu, ăștia vor să ne scoată de aici și pe noi odată cu gazele din pământul nostru. Este un lucru extraordinar. Întotdeauna în ființa poporului nostru s-a observat dragostea față de glia străbună. Eram un domnitor pe la 1452, Ștefan cel Mare, care zicea că țara nu e a lui, ci țara e a urmașilor lui. Și gazele astea de, sau problema gazelor de șist m-a determinat să gândesc asupra acestei zestre pe care un domnitor acum 500 de ani o gândea și noi după 500 de ani, când beneficiem de alte condiții și alte, mai ales condiții tehnice și care ne înlesnește cunoașterea, suntem atât de naivi de punem la dispoziția tuturor pământul țării românești, fără să fim obligați acum de astă dată nici să ne fie frică de tancurile care veneau înainte, după războiul al doilea mondial rusești și care odată venite la noi au adus colectivizarea. Acum când, după evenimentele din 89, fiecare și-a redobândit proprietatea, iată că suntem împinși de către niște conducători care aleargă în genunchi să ne înstrăineze iarăși pământul românesc.
sub alte forme, bineînțeles. Aș pune câteva întrebări. Credeți dumneavoastră că Uniunea aceasta europeană, care s-a format cu cele mai imperialiste state, care au avut colonii în toată lumea, ne primește la masa lor să vorbească cu noi de la egal la egal? Da. El privește la noi ca și la niște țări de categoria 3. De aceea și permit să depoziteze la noi tot felul de substanțe toxice. Să facă la noi tot felul de experimente de astea care aduc mult, mult rău poporului nostru. Avem oameni și oameni dintre noi. Oameni de bună credință, oameni de rea credință. Să rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea și pe cei de bună credință să-i urmăm și de cei de rea credință să ne ferim ca dracului de mâine. Amin! În încheiere v-aș ruga să ne adunăm în jurul acestei idei de a păstra viața pe pământul nostru, în zona noastră, și să fim prezenți, să zicem, nu gazelor de șist. Dumnezeu să fie. Îi mulțumesc din suflet părintelui parov că a fost astăzi alături de noi la această adunare. Chiar discutasem cu dânsul că duminică să ne organizăm și cu Comitetul Bisericesc, să ne urcăm într-un autocar și ceilalți oameni, și mai tineri și mai în vârstă, să mergem în Piața Abrameancu la Arad. Îi dau cuvântul în continuare domnului părinte Bocancios. Este de la Dumnezeu și cineva se luptă împotriva acestei vieți. Cine altcineva decât, cum spunem, Mântuitorul, stăpânitorul acestei lumi, care este diavolul. Nu întâmplător să știți că țările ortodoxe sunt supuse acestor presiuni diavolești, pentru că ortodoxia fiind calea și singura care duce către mântuire, atunci dracii adunați în mare număr luptă împotriva acestei lucrări care se face în lume, această lucrări de mântuire. Acum câțiva ani am fost în Athos și am stat o vreme acolo și m-a surprins ce spuneau părinții de acolo și ziceau, ne rugăm pentru voi, pentru românii, ne rugăm ca nu care cumva să intrați în Uniunea Europeană. Atunci n-am înțeles exact ce vor să spună părinții de la Athos, dar acum înțeleg foarte bine. Să știți că această lucrare de a distruge viața are loc prin alimentație. Uitați-vă, mâncăm, să știți că nu se întâmplă lucruri, nu sunt coincidențe, nu sunt întâmplări, se mănâncă prost, voit, adică în sensul că este o lucrare în spatele mâncatului nostru. Să știți că sunt interese drăcești ca lumea să piară, să dispară. Și mai ales cei care conduc lumea din spate, mai mare lumii, bogătașii lumii, care sunt slujitori ai diavolului, urmăresc ca lumea să se înjumătățească, ca să poată conduce mai bine decât o conduc acum. Și atunci, noi fiind țară ortodoxă, uitați-vă la războiul care a fost în Serbia, uitați-vă acum în Ucraina, în Siria, la ruși, popoare preponderent ortodoxe, sunt ținta diavolului. De ce? Pentru că ortodoxia, cum am zis și mă repet, este singura care duce la mântuire. Și atunci se luptă din greu împotriva noastră. De aceea, eu zic că mare lucru am face și bine ar fi. Ați auzit astăzi la pilda în care s-a citit la Evanghelie, spunea Mântuitorul că acest neam de draci care stă în spatele lui și încearcă să ne deboare viața, să ne culce la pământ, acest neam de draci nu poate fi biruit decât
cu post și cu rugăciune. Suntem în, la spre finalul postului mare, ne așteaptă învierea Mântuitorului, marea noastră sărbătoare, și zic că dacă fiecare dintre noi am să o rugăciune, în fiecare zi, dar la canalul nostru de rugăciune pe care le facem, poate că avem o astfel de rânduială domnicească în viața noastră, dacă ne-am rugat pentru acești vrășmași ai noștri, pentru că sunt vrășmașii noștri, până la urmă, pentru că vor să ne ia viață, sunt toate formele ei, dacă am face rugăciune, să știți că mult poate rugăciunea ortodoxă. Eu acest îndemn vi-l adresez frăților voastre. În fiecare seară, dacă mă ne-ați cum puneți rugăciune, să spunem și o rugăciune și pentru cei care se rugă împotriva noastră. Să le lumineze Dumnezeu mintea și să-i nu lase acolo unde se află. Mulțumim părintelui Bocancios, vedeți dânsul de la usul său, totuși a ținut să vină la această întâlnire, semn că există preocupare și de partea dânsului și multă atenție pentru această minune a cazelor de șist care s-a apăsat asupra noastră. Dumnezeu poate a biruit și Dumnezeu poate ne va da izbândă să îi sprăvim și să nu îi lăsăm să facă explorări sub nicio formă la noi, în zona noastră, în câmpia de vest, unde sunt peste 56.000 de hectare care sunt propuse a se explora și a se exploata cu gaze de șist. Dumnezeu să ne ajute! Îi dau cuvântul în continuare domnului viceprimar Turcini Ioan să spună și dânsul. Bună ziua! Bine ați venit și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi în mijlocul nostru. În primul rând vreau să mulțumesc distinșilor invitați pentru prezența, onoarea pe care o face pentru noi ca și gazde. Vreau să fim foarte mulțumesc. Este greu de vorbit, este greu să mai spui ceva după ce antevorbitorii mei au spus în esență tot ce era de spus. Îl cunosc pe domnul director Dimitrie Muscă de mult timp. Este un simbol al țării pentru agricultura care o face și cred că este un exemplu în județul Arad. Dânsul este prezent aici. Ce a făcut dânsul înainte de 89, acea agricultură performantă a demonstrat și poate să o facă și ulterior. Un manager bun, un teren bun, dă și producții bune. Și oamenii au fost mulțumiți în localitate. Dânsul cred că este singurul director, dânsul cred că este singurul președinte care înainte de 89 a fost președinte de CAP, după 89 este singurul președinte de CAP care conduce destinele unui combinat agroindustrial Curtici. Și îl conduce foarte bine și este foarte mulțumit toți oamenii din localitate. De ce a venit de dânsul astăzi aici? Este o întrebare pe care mă pun eu. Tot eu voi încerca să dau răspunsul și dumneavoastră să înțelegeți foarte bine. Nemulțumirea dânsului de ceea ce vrea să facă alții cu terenurile noastre. Deci o producție bună, o producție mare și o producție sănătoasă ne asigură viitorul copiilor, nepoților noștri. Eu fac aceeași agricultură, dar la o performanță și la o scară mult mai mică. În momentul de față, în Păuliș nu este o palmă de pământ nelucrat. Sper să fie mulțumit toată lumea, dar vin cu o rugăminte la dumneavoastră. În momentul în care cineva din exterior, într-o formă sau altă, dorește să cumpere, dorește să arendeze o suprafață de teren, haideți să vă uitați bine la dânsul, spuneți-mi mie, spuneți-i domnului primar sau autorităților de aici, din comună, să vedem, îl cunoaștem sau nu îl cunoaștem. Că dacă este băștinaș al nostru, nicio problemă, e binevenit. Să lucreze cot la cot cu mine și ne descurcăm. Dacă vine unul din exterior, de ce să le deschidem poarta acestor oameni necunoscuți?
Așa cum s-a spus, de ce acești oameni necunoscuți vin, iau un teren în arendă, probabil îl și cumpără, exploatează un an, doi, trei, distruge tot ce înseamnă agricultură, distruge tot ce înseamnă sau ne pune în pericol viața copiilor și nepoților noștri, după care se iau și pleacă. Eu, domnul primar și dumneavoastră, tot aici rămânem. Celor care astăzi probabil n-au înțeles bine mesajul pentru care încercăm să ne adunăm, a fost acela de a spune nu tuturor celor care vin din exterior, celor care vin din afară și vor să profite de bunătatea noastră și să nu ne considere prea naivi și să nu încerce ca să ne inducă în eroare pentru a obține acele avize sau să plătească acel teren pentru exploatarea gazelor de șist. Nu avem ce să le facem în momentul în care unul dintre noi dă vir cu fugiții. Haideți să fim foarte uniți, dumneavoastră cetățeni ai Comunei Păuliș, împreună să fim foarte uniți, să spunem nu, să fim împotriva tot ce se întâmplă sau tot ce doresc să facă alții împotriva sănătății noastre. Și la fel să fim și ceilalți care în conducerea, toți cei 15 primari, inginerii sau cei care conduc asociațiile agricole, să spunem nu și să fie un zid, un iceberg în fața celor care vin din exterior. Așa cum au spus distinși invitați, vin, exploatează, profită, își iau banii și vor pleca. Mă întreb eu, o vom duce mai bine? Vom avea mai mulți bani dacă se vor exploata gaze de șist? Nu cred. Răspunsul meu este, nu cred că vreunul dintre noi cei prezenți o să o ducem mai bine. Nu mult mai bine. Cu un picuț mai bine decât o ducem în momentul de față. Haideți să fim uniți, haideți să strângem rândurile și să nu îi lăsăm încă o dată să spun încă o dată să nu îi lăsăm să vină la noi în Păuliș. Am fost în Israel. Am văzut foarte multe țări, sau destul de multe țări, unde se face agricultura. Agricultura pe care o fac acele țări dezvoltate, indiferent că este America, că este vorba de Israel, unde 70%, 80% din teren este deșert, este nisip. Noi putem face la fel de bine agricultură ca și în Franța, ca și în Germania, ca și în America. Atâta doar că noi trebuie să fim uniți. În momentul în care copiii, urmașii noștri, vor să facă acea agricultură, pentru că nu vor fi mari diferențe între agricultura din Franța și agricultura din România. Ei, ne mai trebuie o perioadă mică de timp. Copiii noștri s-ar putea să nu mai aibă pe ce să facă agricultură. Nu o să mai avem pe ce să facem acele performanțe pe care le face neamțul, francezul, ungurul. Deci totul depinde de noi astăzi, cum vom lupta împotriva lor și deciziile importante pe care le iau conducerile administrațiilor locale. Se pare că la un alt nivel, un alt eșalon, nu avem atât de acel sprijin de care ar trebui să-l avem. Fiind uniți, sunt convins că nu vor putea să treacă peste noi. Voi fi alături de dumneavoastră, sper că și dumneavoastră să fiți alături de mine, de domnul primar și de ceilalți membri care ne vom bate pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Vă mulțumesc! Da, îi mulțumesc și domnului viceprimar Tocin Ioan pentru cele expuse aici în fața dumneavoastră. Sperăm împreună să facem un front comun și să reușim să împiedicăm aceste măsuri. Eu zic că sunt măsuri deosebit de dure împotriva noastră, împotriva poporului român. Acum aș dori ca din partea societății civile, e venit aici doamna Bercea Cornelia, să rog să spună câteva cuvinte, deci dânsa este din partea societății civile. Thank you.
tuturor celor care ați renunțat la ziua de duminică și ați venit aici să ascultați un lucru foarte important. Eu am venit din Arad și aș vrea să vă transmit faptul că avem un mare privilegiu în partea de vest a țării, implicarea, în primul rând, a primarilor, a domnului Dimitrie Musca și a tuturor preoților. Sunt niște pârghii foarte importante pe care noi trebuie să le vedem. În restul țării nu se întâmplă, din păcate, acest lucru și eu țin să-i felicit în mod special pentru efortul pe care îl fac și colindă în fiecare duminică sat cu sat, comună cu comună. Care aș vrea să fac. După cum vedeți, toate zonele astea colorate sunt zone care, unde se va exploata gaze de șist. Partea noastră, în momentul în care noi scăpăm de fracturarea de aici, de la Arad, suntem afectați de fracturarea din județul Timiș. Dacă scăpăm de... Dacă scăpăm de fracturarea din județul Timiș, suntem afectați de cea din județul Bihor, care se termină exact la granița cu județul nostru. Doresc să vă transmit doar atât. Duminică, să vă anunțați vecini, prieteni, cunoscuți, pe toată lumea, să vină în Arad la acel mare meeting. În acest fel îi vom putea impresiona când se aude că la Arad au ieșit 10-20 de mii de persoane, în momentul acela le dă de gândit guvernanților noștri. Atât am avut de spus. Vă așteptăm cu tot dragul în Arad și vă rog pe cât posibil să nu găsiți scuze, că nu avem scuze în fața urmașilor noștri. Mulțumesc! Îi mulțumesc doamnei Bercea Cornelia, o femeie cu suflet, care se implică în activitatea noastră, în activitatea adunărilor cetățenești. Chiar ne-am întâlnit și la Vinerescu, ne-am întâlnit și la Curtici, Dânsa. Deci pune mult suflet, probabil, vedeți, și actul respectiv, deci este foarte important să reușim cu toții să nu lăsăm să se exploateze aceste gaze de șist în zona noastră. Deci, în continuare, aș vrea să ne puneți întrebări. Știu eu, e aici domnul Musca, domnul director, domnul profesor universitar Ion Cuzma. Să ne puneți întrebări legate numai de gazele de șist. Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte și aș vrea să rămân la topic. După cele spuse de domnul Cuzman, se adeverește că România, în funcție de iarnă, are un deficit de gaze de 15 până la 20%. În iarnele foarte grele, să mai poate depăși. Este surprinzător faptul că Institutul de Bioresurse a calculat ce înseamnă acest deficit de 15% de gaze. Este nu altceva decât cultivarea a 200.000 de hectare cu culturi bioenergetice, care să producă biogaz. Deci, România asta, aproape plină, este supusă riscului distrugerii ecologice, doar pentru faptul că 200.000 de hectare s-ar putea cultiva cu culturi bioenergetice pentru a acoperi deficitul de gaze. Și ar rămâne terenurile mai departe curate, iar agricultura ar putea să progreseze mai mult. M-am uitat ieri să văd cine este această societate Panflora Guest Oil. Este o societate cu persoană juridică română care la 31 decembrie 2012 câștigaseră dreptul de exploatare în România fără să aibă niciun angajat. Și spui întrebarea,
Cum poate o firmă, fără niciun angajat, să exploateze suprafețe atât de mari, decât că la mijloc sunt sume foarte mari de bani. Deci ceea ce ne spune guvernanții noștri, că nevoia de resurse energetice ne obligă să exploatăm gaze de deșist, este o minciună. La mijloc sunt numai bani. Ăsta este motivul care ar trebui să ne facă pe noi să ne apropiem și să nu lăsăm guvernanții și prin guvernanții firmele care sunt sub patronajul lor să facă aceste exploatări. Orice guvern, că e de stânga sau de dreapta, are o problemă cu mulțimile. Dacă noi suntem în stare să ne adunăm și să spunem nu acestor acțiuni, sunt convins că în timp aceste guverne vor găsi și timpul și locul să scoată niște acte normative care vor stopa aceste acțiuni. Mulțumesc! Eu le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumesc prezidentului. Rugămintea mea este să fiți alături de noi, să mergem la Arad, să protestăm și să nu ne lăsăm. Să nu ne lăsăm să ajungem să se exploateze gaze de șist în comuna noastră. Ei, nouă, păuriști! Ei, nouă, păuriști!